Doamne și domnule, bine ați revenit la un nou episod din Inteligența Art Digitală, care unii zic că e podcast, noi zicem că e o emisiune foarte minunată, în care se întâmplă foarte multe manifestări, unele mai puțin cenzurate, altele mai puțin necenzurate. Această minunată emisiune se filmează aici la noi, la Magic 5, care noi ne ocupăm cu web design, marketing și alte nebunii. Este susținută din plin de Airs Production, care înseamnă foarte multe filmări de alea epice, nici nu știți câte chestii ați văzut voi pe net sau pe TV filmate de oamenii ăștia noștri dragi, așa-i? Nici multă lume nu știe. Iar astăzi îl am invitat, fără ca el să știe ce o să zic despre el, pe cel mai tare fotograf de fotografie de produs din cât am văzut eu pe planeta asta. Adică domnul Sorin Petculescu este aici de față cu noi. Nu vrei să știi câți fotograf de produs am văzut eu la viața mea ca să pot să zic că tu ești cel mai tare. Mulțumesc frumos de invitație, mulțumesc frumos de introducere, nu sunt cel mai mare și cel mai tare. Acum, dacă ai văzut numai fotograf de produs, eu aș fi încercat să văd și niște fotografii de produs, dar mă rog, treaba ta. Mă scuzi, n-am cuvintele la mine, adică nu mă termen. Mulțumesc de invitație și aștept să văd ce bobârnație și palme după ceafă mi prezint. Jur că te fac să roșești până la final. Adică fără doar și poate de dând cuvinte, încercăm. Deci, ca să înțelegeți cum funcționează formatul emisiunii, este felul următor. Eu am pus o întrebare inteligenței artificiale, o să arăt către cameră, dar o să arăt. Am întrebat. Inteligența o răspuns. Eu, în teorie, ar trebui să spun toate întrebările astea. Unele nu o să le pun pentru că sunt la un grad de imbecilitate mult tolerat în online, dar unele dintre ele sunt bune și o să le adresez pentru că o să fie foarte interesante răspunsurile tale. Încercăm. Și așa. Dacă ne mai cade ciorba de lingură când răspundem, asta e soarta. Cum i-am zis și lui Marian de la Platon Restaurant, dacă pun întrebarea și ești cu gura în apă, încolo scuip, da? Încolo. Nu încoace, da? Nu, deci, uite, nu aici, nu aici, da, acolo, încolo, da? Adică, nu de alta, dar nu stă bine cu pe față. Am înțeles. Întrebarea numărul 1. Dacă ai fi un obiect fotografic, care ai fi și de ce? Obiect fotografic însemnând un obiect care trebuie fotografiat sau cu care faci fotografii? Obiect tu fotografic. Crezi că știe... Păi întreabă inteligența. Un obiect fotografic. Cum zici că e ca tine? Aș vrea să fiu un aparat foto. De care? Unul deștept. De ce? Format mediu. Costă scump și captează lumină multă. De ce? Pentru că are o calitate foarte bună a imaginii, captează foarte multă lumină și foarte multe detalii. Posesorii de Samsung în clipa asta au zis că nu, domnule, nu e adevărat. Adică eu cu telefonul meu... Samsung-ul face televizoare, frigidere și combine muzicale. Tu ați auzit, da? Nu, da, eu știu că iPhone-ul meu e nașpa. Adică iPhone-ul meu face poze la nivel de 3310. Nokia 3310. Adică n-aș putea să mă să fac o poză și zic, uite ce poză mișto am făcut cu un iPhone. Poți să faci poze cu absolut orice, inclusiv cu o cutie de chibrit. Da. În care pui o fracțiune într-o peliculă de film. Deci poți să faci poze fără aparat foto. Apare întrebarea, ai ocazia să faci o poză sau să nu faci o poză? Vrei să ai o poză și să zici, ok, bună, proastă, am o poză? Sau vrei să faci o poză sau să nu faci o poză și să zici, am ratat ocazia? Deci inclusiv mărul tău mușcat din buzunar pe care îl folosești pe post de tentativă de aparat măr foto. Mușcat. Măr mușcat. Poate fi. Dar ce se mă, da? Păi ai zis că umbli cu fotografii. Auzi? Nu. Deci, fii atent. Să faci poze cu iPhone-ul și să le zici poze, e ca și cum ai merge la prostituate ca să le ceri îmbrățișări. Dacă te plătesc ca să le dai îmbrățișări, e ok și la prostituate. Sau la McDonald's să-ți cumperi salată. Mănânci plastic? Nu. Păi atunci de ce ai căutat acolo? Deci, doamne și domnule, nu mai faceți ce face Bob în clipa asta și anume poze cu iPhone-ul. Deci, eu nu înțeleg chestia asta. Multivalența asta a device-urilor din ziua de azi. Adică, eu cred că mâine o să ajungem să facem poze cu frigiderul. De ce nu știi că există frigidere care au televizor încorporat sau memorie în care spun mai de cumpărat lapte, ouă, brânză și... Ba da, sunt frigiderile pe care le cumpără exact aceiași oameni care cumpără vin fără alcool. Adică Bob! sau bere cu fructe. Bere...
Cine nu știe? Nu. Mă voiesc că nu bea bere, dar știi, dar fructele... E cu fructe, să știi. Da, filmează cu un iPhone. Într-adevăr, polivalența device-urilor a devenit un, eu știu, deja vu în momentul ăsta. Suntem obișnuiți să avem telefoane la care vorbim, scriem, desenăm, ne jucăm, facem poze, filmăm, trimitem poze fetelor, bărbaților sau nu știu ce, fiecare după gusturi, nu putem să judecăm, așa. Nu că iar mă pune Robi să cenzurez dacă zic cuvântul. Stai, doar o secundă, ca să-l zic rar, ca să poți să le uite. Nu o să se audă, dar o să se vadă. Există un banc legat de treaba asta. De ce asta? De te spune, dar pe post, copilul vine acasă și spune, tată, trebuie să spun un adevăr trist. Hai de spune, fiule, nu știu cum să spun, tată, știu, eu sunt. Tatăl se gândește, fiule, sunt artiști, sunt pictori, sunt scriitori. Tu ești un amărât care trăiește pe banii părinților. Tu ești un ce? Bă, Bobi, stai și tu cu 1-2 format, te rog, eu că încă una din asta și mă înnec cu apă. Ce zici, ai desrupit pe direcția aia? Nu știam unde să o dau. Da, urât. Revenind la device-uri și la multifuncționali. După homosexual. Păi sunt multifuncționali, pictează, scriu. Faci poze. Probabil, da. Deci tu știi cum se uită la Luca acum la mine? Eu ca eu. Discriminare pe băieți. Eu că, păi nu că cenzurăm totul, deci nu o să se audă nici măcar o secundă cuvântul. Eu aia înseamnă că o să muncească mai mult Robi. Păi nu că atunci, eu editez, ok. Ca să nu discriminăm pe lângă și nehotărâți și bărbați și femei, nu? Adică... Ma friend, nu, deci dacă ne-am dus în direcția asta, doar o secundă, ca etică și nu mai cenzurăm. Deci... LBT G Q plus minus V W radical meaning. Ia. LGBTQ. Y. Stai că nu mai este LGBTQ. Eu ți-am spus. LGBTQIA plus. Da. Plusul vine de la COVID. Și acum. Nu pot. E, deci, cârnațul e atâta, mi-a trebuit 2 ore. No. Eu respect opinia fiecăruia, mai ales iubesc foarte tare pe aia care s-a trezit într-o dimineață că sunt non-binari. Noi lucrăm binar, că eu vin în lumea IT și tu ești în lumea IT. Este că tu de mâine ai vrea să te identifici ca și milionar? Da. Și eu de mâine aș vrea să mă identific ca bucătar. Dar s-ar putea să fiu deja milionar. Aoleu, păi dă-ne și nouă. De unde milionar? Milionar în ce? În lei. În lei? A, vechi. Vechi. Da, tot problemă. Suntem. Rezolvăm, adică milion pe... Eu cred că tu ai devenit milionar de la pozele alea minunate pe care le pui în fiecare seară. Nu, dar sunt convins că am frigiderul plin. De la cine? Uneori. De la privitori, de la urmăritori, cei care apreciază pozele pe Facebook în fiecare dimineață, seară și prânz când le pot. Deci cine nu-l urmărește pe Sorin? Bob nu-l urmărește, dar o să-l urmărească. Bobi, fii antenă. Deci dacă tu-l urmărești pe Sorin, eu îți dau un scris că tu în jumătate de an devii, îți trece vegetarianism, nu te apuci de mâncat carne. Îți garantez treaba asta. Pozezi deci... și iarbă, să știi, da? Prefer totuși iarbă, iepurii să aibă ce să mănânce. Da, nu ne băgăm în zona aia, că deja, îți dai seama, homosexuali o să ne rupă capul, vegetarian o să ne rupă capul, mai zic și de hipster, ești mai sigur zic... că o să fie vorba de cap? Capul. Pentru cine nu știe, Sorin are niște poze, nu, deci cum să le zic, nu, deci dacă tu pozezi gemul, eu mă duc și cumpăr gemul, dacă tu pozezi prăjiturica, eu mă duc și cumpăr prăjiturica. How do you do that? În primul rând... Îmi plac. Ca să ne produse, bineînțeles. Cred că sunt între puțini norocoși care fac ceea ce vor și fac ceea ce le place. Da, poate nu am în fiecare zi chef să pozez gem, prăjiturele și alte lucruri. Am zile întregi când pozez 10 de prăjiturele, gemuri, mâncare și alte lucruri de genul ăsta și după aia vreau să mai pozez și eu altceva în afară de așa ceva. Dar fiind un lucru care îmi place ca și activitate și ca și gen tip de fotografie, prefer să fac ceea ce îmi place și să încerc să fac bine. Acum cei care decid nu sunt eu, nu sunt clienții mei, sunt cei care mai devreme sau mai
târziu le cumpără produsele sau ajung la produsele lor datorită imaginilor pe care le fac. Păi oricum și tu și eu ne lovim foarte mult de subiectivism, pentru că nu ai cum să vii în fața unui om care nu are, nu știu, educația ta tehnică, iar el să perceapă opera ta dintr-un punct de vedere obiectiv. N-ar avea cum. Și atunci, cumva, cred că tot timpul e o cursă, ca și la noi la web design, e o cursă de cum poți să fac lucrurile cât mai bine, astfel cât să mulțumesc pe cât mai mulți oameni, pentru că pe toți nu se mulțumești niciodată, adică cărcotași vor exista de fiecare dată, în orice. Nici eu, nici tu nu ne putem adresa tuturor. Absolut. Ne putem adresa tuturor, nu vom ajunge la toți. Absolut. Lucrurile pe care le facem noi, și tu în zona ta de web design, și eu în zona mea de fotografie, le facem cumva orientate către niște clienți specifici, către niște nevoi specifice ale clienților respectivi. Da, într-adevăr, fotografia de mâncare, de culinară trebuie să arate în așa fel încât să te ajute să bălești frumușel pe ecran, correct, pe tastatură și pe ce te uiți, ca să te facă să te duci să cumperi. Să dai prin... Da, da, să ridici. Uite de pe ce ecran. Poză frumoasă! Da. Dar în același timp, nu neapărat trebuie fi o exprimare, hai să spun, tehnică, că eu în spate folosesc lumini, folosesc artificii, folosesc tot felul de brizbrizuri tehnice sau non-tehnice ca să ajung să pot să exprim ce aș vrea să exprim cu farfuria respectivă de mâncare, este altă mâncare de pește, partea tehnică. Dar eu mă exprim unui public, hai să spun, non-tehnic și neavizat din punct de vedere foto. Dar asta este treaba mea, eu o fac. Corect. Ei nu trebuie să înțeleagă cum am făcut-o, ce am făcut-o. Rezultatul meu este ceea ce ar trebui să conteze pentru ei și să spună, a, vreau mâncarea asta, sau, parcă nu mi-ar plăcea asta, mi-ar plăcea cealaltă. Adică tu cumva pleci deja la drum cu un obiectiv foarte bine stabilit în cap. Știi, bă, asta trebuie să obțin un soi de feedback și feedback-ul se măsoară prin omul care se duce și cumpără până la urmă un produs. Exact. Înainte să se intre în producție, efectiv în fotografie, există niște discuții, există niște întâlniri cu clientul, hai să vedem, îl întrebe la fel ca și tine, specificul clienților, tipologii, toate direcțiile pe care ar putea să se ducă ca să știu cui să mă adresez, pentru că dacă este un, să spunem, sunt proste vegetariene, că discutam de vegetariene, da, nu pot să scap o frunzuliță de salam pe lângă, după când la un salam pot să pun o frunzuliță verde, că nu e o problemă. Dar atunci toată gama de produse va fi fotografiată în context specific vegetarian. Vreau să te întreb o chestie. Cât timp ți-o luat să pleci de la zona de programare, pentru că, da, pentru cine nu știa încă, Sorin e programator la bază, e cu Cyborg, e cu, da, e foarte tare, adică Sorin și-a făcut site-ul singur, să știți, și eu sunt fan de site-ul Sorin Petculescu. Cât ți-o luat să pleci din zona de programare, lucruri logice, sintaxă, și să te duci în zona de fotografie, unde cumva lucrurile sunt mai puțin, cum să zic eu, delimitate, adică nu e 1 plus 1 egal cu 2, este 1 plus 1 egal cu 2 doar dacă. Și în programare avem if-uri, what-if-uri, loop-uri și așa mai departe. În fotografie este exact ca în programare, 0 sau 1. Clientului îi place sau nu îi place imaginea. Okay. Da, îmi place, dar atunci e clar, n-am făcut ce trebuie și ar trebui să schimb. În secunda în care mi se spune, da, e ok, este ceea ce avem nevoie, produsul nostru se vinde, mâncarea noastră se vinde, fețele noastre se vând dacă discutăm de portrete, atunci am făcut ce trebuie. Deci tot cam 1 și 0. Într-adevăr, între 1 și 0 avem o infinitate de posibilități. Trecerea de la IT și, da, o perioadă am fost programator foarte multă vreme, am fost pe zona de rețelistică, servere și durerea asta de cap puțin cel mai... De ce IP? Da. SSL, SSD, ca să moară fetile. Data center și așa mai departe. Trecerea a fost, hai să spunem, pasională. Pentru că am făcut partea asta de IT destul de multă vreme, de până începutul anilor 90 și până când m-am cam săturat să umblu pe birouri cu cabluri și până racuri cu servere și să stau să fac chestia asta. Am ajuns, hai să spunem, poate și la maturitatea profesională la care pot să spun vreau să fac exact ce îmi place. Da, a venit la pachet cu o durere de cap, adică nu mai era confortul din zona de IT unde exista un oarecare confort, că tot știm lucrul ăsta, exact. Lamborghini-uri am stabilit deja, am două, un Lambo și un Ringhini. Eu acum mai nou mi-am luat o mașină cu șofer, e mult mai confortabilă, este electrică, da. Ia, Mercedes, nu? Nu știu, e galben cu albastru, se plimbă pe noi și plimbă 2050. Și alți oameni, deci exact, 2050, am și partener de călătorie. No business, șofer sharing. Da, este mașină electrică, da, cu ea am venit până aici. Bun.
Nu m-a născut mama în mașină și poți merge cu autobuzul. Și da, mașina m-a spus să înțeleagă că am ieșit din IT și nu mai am mașină. Trecerea a fost făcută, hai să spun, la nivel pasional și din plăcere. A fost ușor pentru că m-am dus dintr-o zonă care îmi plăcea în altă zonă în care îmi plăcea, dar îmi plăcea puțin mai mult. Mișto. În continuare mai primesc cereri din zona respectivă. Deocamdată stau mai mult pe zona de consultanță decât pe partea de hands-on, că sincer am obosit să mufez cabluri, să configurez serveri. Dar am preferat zona care m-a atras mai mult și care mi-a asigurat confortul intern. Că de la un anumit punct vrem să ne fie bine din mai multe puncte de vedere și financiar și intern. Și... Da, da, dai cu contradicție aici și se vor uita antreprenorii lupește prăjii la noi și acum ei o să înțeleagă că e mai bine să hrănești sufletul și pasiunea decât buzunarul. Dacă mă întreb pe mine, dacă hrănești pasiunea și sufletul, rezultatele vor fi mult mai bune decât să faci un lucru pentru că trebuie sau pentru că ți-l cere clientul și te plătește bine. Păi... Pe data vezi că contravine a școlii de viață din Românica. În România nu se aplică absolut nimic din școala clasică de marketing, de la Kotler la ce vrei tu. Stai. Kotler. Cine nu știe Kotler, repetați după mine, scrie cu K-A-E-T-T-L-R. Da, între multe le întrebi și management și marketing și nu s-a aplicat absolut nimic din lucrurile pe care le-am învățat. No, cum așa? Da, piața românească este puțin tel diferită de marketingul clasic. Uite, ca să facem o paralelă, e ca și cum marketingul din America s-a întâlnit cu marketingul din Vaslui. Acum marketingul din Vaslui știm cu toții că are un topor mare și lat. Deci americanii vor cumpăra, vor nu vor. Da, dacă lor le place armele. Le place. Atenție, le place, da? Să săriți cu corectura. Și la Vaslui marketingul e simplu. Deschizi portbagajul, se uită în portbagaj, dacă nu-i plăcea scos parul și va plăcea ce marfa, da? Ia un principiu, dai că sigur ai. Și când dai, primești. Revenind la întrebarea mamă, chiar dacă sună puțin tel, poate contradictoriu pentru antreprenori sau pentru cei care încă cred în antreprenoriatul clasic, eu cred și simt pe pielea mea că mișcările pe care le-am făcut din punct de vedere profesional și schimbările pe care le-am făcut pe mine m-au ajutat și m-au ajutat din mai multe puncte de vedere. În primul rând m-au ajutat să mă dezvolt în direcția în care am vrut eu să mă dezvolt. M-au ajutat să-mi creez niște lucruri pe care nu le-aș fi făcut altfel. M-a ajutat să ajut oameni în alte direcții decât ceea ce am făcut până acum. M-a ajutat să interacționez cu oameni în alte direcții încât cele tehnici IT în care știi că de obicei nu prea interacționăm cu oameni, interacționăm cu un laptop și cu niște fire și cu niște sârme și doar să îmi sunați dacă nu merge. Corect. Așa, pe când așa trebuie să stau de vorbă cu ei, să aflu ce vor, să încerc să șurubăresc puțin tel între neuronii lor, cei funcționali, bineînțeles, și dacă mă uit în ochii lor și văd în ceafă e o problemă și atunci trebuie să fac ce vreau eu. Dar sunt multe lucruri care m-au ajutat să cresc și în același timp rezultatele pe care le am să crească. Tocmai venind din zona asta de fac ce vreau, cum vreau și mi-e bine făcând treaba asta, bineînțeles, adaptat la nevoile clienților. Și asta vine la pachet cu o selectivitate destul de mare a clienților, pentru că dacă sunt proiecte care nu îmi plac sau nu sunt pe lungimea mea de undă sau persoana cu care discut nu este pe lungimea mea de undă, mai bine mă grăbesc acasă, am lăpticul pe foc. Ia uzi. Deci tu vrei să spui acum că clientul nostru, cacofoniile sunt intenționate, să știți. Că clientul nostru, stăpânul nostru nu funcționește, păi dacă vine omul și îți dă cu banul, tu nu vrei să iei banul? Ci mai mult stai și, nu știu, te gândești tu, stai să văd cum mă raportez eu la clientul ăsta, rezonez sau nu rezonez? Depinde, exact, depinde de rezonanța cu el, depinde de cerințele lui pentru banii respectivi. Pentru că există două variante. Varianta în care refuz, varianta în care cer mai mulți bani, poate mă refuză el, da. Și dacă tot acceptă la banii ăia, măcar sunt bine plătit ca să fac. Da, corect. Da. Păi da, dar vezi că în școala de business din România te învață fix inversul. E pe sistemul, bă, dacă a venit un client, tu trebuie să faci tot posibilul să te pui plocon și eventual să stai și în două poziții indecente pentru că așa a vrut clientul. Ori eu, uite, unul dintre motivele pentru care eu rezonez foarte bine cu tine este fix chestia asta. Faptul că poate să vină mama lui proces verbal, să-mi aducă banii de pe planetă. Știi, e ca întrebarea aia. Ai job pentru 1.000.000 de coco? Nu, n-aș face-o. Adică gen, chiar nu. Uite, ce să vezi, surpriză, nu. Da.
Știi? Și noi doi, din punctul ăsta de vedere, ne asemănăm business-wise. Da. Prefer să am niște clienți care mă plătesc mai puțin sau care mă plătesc cu banii care trebuie, dar gândesc în aceeași direcție exact cu mine, decât să fiu plocon și să execut niște ordine robotic doar pentru că există niște bani la mijloc. Pentru că eu știu că în varianta a doua, de cele mai multe ori, dacă nu rezonez cu proiectul, dacă nu rezonez cu clientul, lucrurile nu o să fie cum trebuie, ci dimpotrivă. Și atunci nu avem mulțumire nici noi ca furnizor, nici clientul. Și atunci ce am făcut? Intrăm în doar să facem niște lucruri de dragul de a le face, că așa scrie în teoria marketingului și în teoria relațiilor cu clienții, nu funcționează. E o tâmpenie. Ani de zile am fost angajat în medii business, acum se cheamă corporatiste mai nou, pe vremea respectivă nu se chemau chiar așa, dar erau din acest spectru, multinaționale. Și într-adevăr, tot ce ținea de cursuri de vânzări și teoria vânzării și mai departe erau după niște standarde teoretice occidentale, ca să spunem balcanice. Corect. Care funcționau până la un punct. De aceea și în zona corporatistă există limba de lemn corporatistă care nu s-a schimbat și va rămâne întotdeauna pentru că se adaptează la ceea ce este afară, numai că nu prea relaționează cu ce se întâmplă la noi. Devenim faimoși ca în reminder. Da. Pe partea cealaltă, da, multora când le spun, ok, e un proiect interesant, dar nu cred că este pentru mine sau nu cred că aș avea niște rezultate bune, mulți ridică din sprânceană, cum ai făcut și tu, dar de ce? Că e pe bani. Nu, eu sunt de acord cu ceea ce faci. Jobul pe care mi l-am ales pentru că îmi place, ceea ce înseamnă că fac ce îmi place. Și vreau în continuare să fac ce îmi place. Dacă Gigel îmi spune că produsul respectiv trebuie să stea mai în stânga, eu trebuie să explic de ce trebuie să stea puțin mai în dreapta, pentru că există niște explicații. Dacă nu le acceptă și insistă pe direcția lui, nu am o problemă să-i fac imaginea, dar în secunda în care nu-i va plăcea rezultatul, cine o să fie de vină? El că a vrut ca el? Nu, eu voi fi corect ca fotograf, ca furnizor de servicii, corect, ca și la tu tine. Ai făcut. Eu am făcut. Chiar dacă el a spus că vrea ca el, eu am făcut ca el, cine e de vină? Tot eu. Și atunci poți să-i spui comoditate, poți să-i spui experiență de viață, lucrurile astea m-au învățat să încep să refuz sau să împing sau să recomand mai departe, că nu înseamnă că refuz. Pot să recomand mai departe colegilor care se ocupă de așa ceva și care pot să ducă pe direcția respectivă. Deci nu trebuie, eu nu sunt un perete care să lovește ceva. De la mine poate să plece mai multe direcții. Cum amândoi ne pasăm, inclusiv cu Robin de la RS Production, ne pasăm joburi și business-uri pentru că așa funcționăm și așa corect. Este corect. Eu fac fotografie, tu faci site-uri, el face video și face bine. N-aș putea să pozez sau să filmez cu altcineva. Cum nici eu nu pot să filmez, adică... Dar fii atent o chestie. Dar Robin știe. Eu cred că ce o să zic acum o să supere un pic niște antreprenori de... Nu știu, de performanță, hai să le zicem, adică genul de oameni care caută profitul tot timpul. Eu cred că banii sau profitul trebuie să fie o consecință și nu un obiectiv. Bineînțeles. Și cred că foarte mulți au business-uri hulite sau nu reușesc să facă business tocmai datorită faptului că își setează ca obiectiv, bă, cât de mulți bani fac. Și în clipa aia ei pierd exact esențialul, și anume calitatea serviciului. Am povestit treaba asta și cu Loredana într-un episod anterior, fix exact aceeași chestie. Da. Și mie că există o retorică în asta generală, oriunde te duci, că e un grup de business, că whatever, un loc în care se întâlnesc cu oameni care fac business, tot timpul o să găsești polarizarea asta, o să găsești doi oameni. Da. Aceleși două tipologii. Aia care fac cu pasiune și fac pentru că simt că asta fac și știu că o să vină și banii corespunzători pe ceea ce fac, versus aia la alți care nu, frate, care fie profit. Cât de mult profit. Iarăși treaba asta vine din educația aceea clasică, din toate manualele americane traduse în romengleză. Da. În romengleză. Așa, și acolo majoritatea citesc niște sfaturi date de niște americani care sunt adaptați unor piețe complet diferite față de ce avem noi. Majoritatea cărților traduse sunt în anii 80-90, nu prea mai sunt noi, că s-au prins și ei că nu-și vând inteligența foarte ieftin. Și atunci se mândresc că au citit o carte, ok, bravo lor, jos pălăria, ați citit o carte, mă bucur, ați descoperit literele fără poze, este o chestie interesantă. Dar teoretizarea în extremis a lucrurilor de genul ăsta duce la stricarea rezultatelor pe termen lung. Corect. Și atunci dacă vânezi doar bani, poate vei avea doar bani. Da. Și la sfârșit o să fii un cadavru frumos plin de bani, într-un scriu rece și gol într-o groapă.
sau poți să faci ce-ți place și să încerci să faci ceva pentru client, să-i ajuți să crească și în același timp, într-adevăr, să mănânci și tu ceva, că toți suntem în businessurile noastre ca să mănâncă și gura noastră ceva, cum spune un amic de-al meu. Un celebru. Și te salut, Adi, dacă te uiți. Te salut, Adi. Da. Așa. Și... mi-a fost mentor, trainer în multe zone de vânzare, business, comunicare, negociere și așa mai departe. M-a învățat foarte multe lucruri, de asta mi-am permis să-l și salut. Și te salut. Adi, dacă te uiți acum la chestia asta, deci pe bune, dacă nu lași un comentariu acolo să scrii salut și eu, ești nasol. Bun. Nasol rău. Și ăsta a fost modelul, hai să zic modelul, deși eu nu-l văd ca un model de business. Eu fac ce vreau, când vreau, cum vreau. Da, știu, liber. Sună până la un punct. Într-adevăr, nu sunt liber pentru că dimineața îmi sună telefonul că cineva mă întreabă de ceva, dar sunt liber să fac cum vreau lucrul respectiv. Și rezultatele din punctul meu de vedere, mai ales într-o zonă creativă, pentru că și ceea ce fac eu și ceea ce faci tu sunt niște zone creative. Perceptive. Dacă omul cu care lucrăm nu percepe lucrurile așa cum am vrea noi sau cum le vedem noi, nu suntem pe aceeași lungime de undă și atunci rezultatele noastre nu or să plac. Chiar dacă nouă ni se par super minunate, chiar dacă sunt ultra corect tehnice, cu lumină de unde trebuie, cu umbre, cu tridimensionalitate, cu culoare, cu absolut orice, nu este ce îi trebuie clientului. Corect. Și atunci prefer să mă înțeleg cu clientul, prefer să înțeleg ce vrea de la mine, ce vrea de la produsul lui, de la business-ul lui și apoi să încerc să adaptez ce îmi place și ce știu să fac ca să-i creez ceva care l-ar ajuta. Fix în ce face și Magic Five. Eu trebuie să-ți dau un premiu ție. Ești până acum invitatul care vorbește de 10 ori mai mult decât o fac eu, ceea ce mie mi se pare minunat. Este o deformare profesională. Nu, e foarte bună. În nou context al inteligenței artificiale, pentru că știi că unul dintre domeniile care au fost direct afectate de apariția inteligenței artificiale a fost, culmea, fix zona de fotografie, exact. Manipulare foto și video. De produs, chiar fotografia de produs. Chiar fotografia, da. De produs. Da. Tu crezi că există un viitor în meseria asta și dacă da, de ce? Dacă nu, de ce? Pentru că exact ce am spus un pic mai devreme, este o meserie cu rezultate perceptive. Mașina... Și acum vorbesc și din punctul de vedere al celui care până în anii 90 își bătea capul cu Lisp-ul, ca limbaj de programare, deci făceam rețele neuronale. Am o idee cum funcționează. Mașina gândește lucrurile exact așa cum este învățată să o facă. Corect. Nu ne vin idei bruște sau ne vin o idee dintr-un dialog. Spontan. Noi ne putem adapta unor lucruri la care mașina nu o face sau nu o face atât de rapid pe cât o putem noi face. Da, există un viitor în treaba asta și va exista un viitor pentru lucrurile ieftine și de serie. Exact asta vreau să zic și eu. Pentru lucrurile care sunt personalizate și au nevoie de acel human touch, va fi nevoie în continuare de oameni și în crearea de fotografie și în vizual. Pentru că din interacțiunea asta umană, eu, client, tu, client și așa mai departe, înțelegem ce ar trebui făcut și putem să lucrăm în același timp cu clientul. N-am nicio problemă să am clientul lângă mine când fac testele sau fac probele pentru shooting ca să ne dăm cu părerea. Mașina îți dă niște variante din care tu trebuie să alegi. Poți să faci un pic de tweaking, poți să faci un pic de manipulare pe anumite lucruri, dar acolo va rămâne. Pentru că unii zic acum, nu domnule, că dacă tu știi cum să dai inputul corect mașinii, mașina va genera și va rezulta o chestie cum n-ai mai văzut. Mașina nu poate să intre în capul nostru așa cum putem noi. Sau eu nu pot, mașina nu poate intra în capul tău cum pot să încerc eu să intru ca să înțeleg ce vrei de la produsul tău și cum să-l fac. Doi la mână, mașina este programată. Da, ok, autoprogramată. Autoprogramată în sensul în care învață până la un punct, dar opțiunile sunt limitate. Până să se ajungă la o infinitate de posibilități, avem mult de mers. 4-5 ani. Max. Nu, să nu uiți că toate lucrurile vin pe bază de valori, de trenduri. Da. Este foarte trendy, să folosim un termen romenglez, să ai lucrurile făcute de inteligență artificială, să pui întrebări date de inteligență artificială. Bine, știi că ți-am pus doar două întrebări de acolo. Dar m-am legat de chestia asta. Dar la sfârșitul zilei, după 5 ani, că spuneai că o să evoluezi, o să te saturi să faci chestia asta și o să te gândești, băi, eu nu m-am mai folosit creierul de mult ca să pun o întrebare. Clientul o să zic, ok, toate pozele mele arată la fel că asta i-am spus mașinii, să mi le facă frumos din stânga și pe 30 de grade de sus și tot arată la fel.
N-am mai vorbit cu un om de mult. Să mai schimbăm o vorbă. Să nu uităm iarăși că suntem cu toții într-un oarecare autism virtual cu telefoanele în mână, tablete și așa mai departe. Eu cred că suntem într-un foarte mare autism virtual cu datorită telefonului. Deci suntem cumva conectați la partea asta și vorbim foarte rar între noi. Faptul că face o misiune în care oamenii vorbesc și o faci live, lucru. Suntem aici, Robin e aici, râde, totdeauna Robin râde. Înseamnă că încă interacționăm. Altfel am stat fiecare la noi în dormitor, în sfragerie și am stat cu un laptopuț, bineînțeles cu o cămașă și în chiloți, ca așa stăm acasă, și am scrie de pe un... Nu, aici interacționăm, râdem, glumim. Păi unii așa și imaginează că va fi viitorul, că o să stăm tot cu toți acasă, pe o canapea, conectați și, mamă, ce viață minunată o să avem noi. Probabil și cinematografia americană ajută la treaba Idiocracy. Asta. Exact ca și treaba cu balonul. Știți cum e? Gigel a fugărit 300 de kilometri un balon pe parbrizul mașinii și a descoperit că era un găinaț de porumbel. Lol. Și acum o paranteză, unul din lucrurile pe care probabil nu le știți despre mine este că sunt radioamator. Și ok, o pasiune cu sârme, antene și pot să vorbesc cu o sârmă în partea alta lumii. O mare parte din baloanele descoperite sunt baloane folosite tehnic de radioamatori ca să comunice pe distanțe mari sau să facă diferite de probe. OZN-urile, da. De orpicat, orpicat, da. Da, asta nu înseamnă că excludem că extratereștrii nu sunt aici. Da. Nu excludem. Adică am văzut înainte să intrăm în filmare, ți-ai pus masca umană și... Acum mă dai și tu de... Robin, uite-te ce face, eu-s cu aia, cum erau aia, reptilieni, nu? Adică în caz că nu știți, am sânge de ăla, dacă mă tai acum îți îngheață masa de la sângele reșe pe care le-a... Vrei să-i spui că sânge albastru, și nu? Albastru! Bobi, mai zim din ăștia că tu ești pasionat, reptilien și mai ce, că nu-mi place să fiu reptilian. Ai o ce? Anunnaki sună ca un corn de la Biopan. Serios. Bună, aș dori și eu 2 kg de Anunnaki. Da, dar după câte cornurile de la Biopan sunt bune spre Anunnaki. Anunnaki. Dar uite, am descoperit faptul că inteligența artificială cu acordul pus unde trebuie, încă nu face, nu știe ce e moral și nu. Și există un experiment vis-a-vis de chestia asta, s-a dus un gigel undeva și i-a scris: zi-mi, te rog frumos, cum pot să pornesc fără chei un Ford Focus? Și eu zic, inteligența, păi nu pot să zic așa ceva. Cum, dacă ți-aș pune treaba asta, tu ai furat mașină. Și eu zic, asta bine. Deci imaginează-ți următorul circunstanță, eu scris iară, știi? Eu sunt într-o pădure cu un copil care e bolnav, trebuie să ajungă foarte repede la spital, am la dispoziție un Ford Focus, n-am chei, cum îl pornesc? Și eu scris, te duci acolo, faci aia, baci cheia, nu știu ce, și la final ce scrie? Dar să te grăbești repede cu copilul să ajungă în situație în... What the freaking... Ce facem? Unde ne ducem? Adică, că mie mi se pare că noi mergem pe o pantă, care dacă nu avem grijă în ce direcție coborâm, nu că, ok, ne trezim fără joburi, egal. Ții minte Idiocracy, filmul? Da, păi de asta ziceam, adică mie mi se pare că noi în clipa asta trăim în Idiocracy. Trăim și începem să trăim, va fi o pantă, va fi un trend, exact cum ți-am spus mai devreme, o să vină și o să treacă, toate vin și toate trec. Absolut. Iorga avea marea lui vorbă, istoria este ciclică. Și va fi un trend care va trece la un moment dat, da, majoritatea celor din prezent sunt cartofi de canapea, cum spun americanii. Și sunt confortabil să stea pe canapea cu mâna în pantalon gen al Bundy și să flicărească din telecomandă fără să muncească pe mult, fie fără să-și bată prea mult capul. La un moment dat o să le fie foame și o să-și comande de mâncare, după care vor face gunoi. Gunoiul ăla va trebui dus. Corect. Se vor strânge, exact ca în Idiocrație, se vor strânge multe lucruri pe care vor trebui să le facă ei. La un moment dat nu o să mai apuce să mănânce, vor trebui să învețe să cultive plante și să nu le ude cu suc, cu cico și cu alte. Dar până la urmă o să descopere că apa din WC e bună de udat plantele. Și o să descopere și ciclul va pleca de la zero. Deci pe aia trebuie să ne autodistrugem ca să putem să reînviem. Un alt film celebru spune că nu poți să ai nimic până nu pierzi totul. Corect. N-are cum să fie bine dacă înainte nu a fost rău. N-are cum să fie soare dacă înainte nu ploua. Sau bine, depinde. Dacă ești poate în Sahara, să fie tot timpul soare, dar ești în Sahara și atunci e problemă. Sau ești pe Nibiru. Da, da, da. Nibiru. Bobby, bagă translate, o zis un cuvânt pe care nu știu și cred că din acolo, din Anunnaki. Nibiru, ce aia Nibiru? Păi e lângă planeta mea, mă, mai este. Eu sunt profan acum, știi, Nibiru.
Ne scuzați, dacă vrei să dai cu laser beam-ul, repet, ca și la apă, încolo, te rog, nu aici. Să mă uit, să mă încurc la cameră. Mai pui întrebări inteligente artificiale? Da, îți vreau să spun o întrebare care nu este artificială, e foarte pe bună întrebarea. Mie mi se pare că tu ai foarte multă tracțiune în social media și tu ai reușit să faci treaba asta de unul singur. Dincolo de fotografia de produs pe care, repet, eu sunt fanul tău numărul 1, tu cumva ai reușit să creezi o serie de poze din lumea reală cu lucruri care se întâmplă și care sunt frumoase din punct de vedere estetic. Și mi se pare că ți-ai făcut acolo listă de abonați, ca și mine, care abia așteaptă o nouă zi să mai postezi. Ba un apus, ba un răsărit, ba o pisică, ba o pisică, ba niște muncitori în parcare, ba băieții care vin cu boxa la colindat. Și așa, o saga din asta continuă. Cum ai reușit? De unde ți-a venit ideea? Care-i secretul? Unul din avantajele accesibilității la tehnologie foto și la tehnologie în general este valul imens de imagine care ne-a cotropit. Una din variantele de, hai să spunem, am creat un oarecare trend, deși nu pot să spun că un trend, încerc să fac lucrurile, după cum spuneam, exact așa cum vreau eu, a fost să postez lucrurile care mie îmi plac și pe care vreau să le postez. Nu dau share la floricele, la pisicuțe, pun eu pisica. Dimineața la cafeluță. Da, chestii de genul ăsta. Ok, sunt unii oameni care fac trafic din chestia asta, fac tracțiune, cum spui tu, fix din cafeluțe. Eu prefer să pun acolo ceea ce fac eu, deci toate pozele pe care le pun sunt făcute de mine, că e un răsărit, ok, trebuie dimineața, că un copil trebuie să ajungă la școală. Asta zic că cumva tu pisica este vecinul meu de apartament, deci într-un fel sau altul la un moment dat ajung să-l pozez, Robin știe care și el una. Tu și cu Raluca o să ajungeți mâncați de pisicea aia, doar vă zic, ca să știe, adică nu. I-a zis și ei, zic și ție, nu știu cum puteți să aveți încredere într-o asemenea ființă, să zici tu ce hate meu acum de la toți ăștia care au mâțe. Vorba este, ești potet. Ești potetic, PAW, ești potetic. Potetic, da. Tobi, dacă auzi asta, să știi că nu se referea la tine. Așa, mami, o văd o recunoștință, când o fi să mor, vor să mă scoate vecinii că m-am put. Da, până și mă mâța deasupra. Exact, și mâța deasupra. Că s-a dus, unde mă duc și eu? Nu, s-a dus, dar cine îmi dă de mâncare? Da. You look human, vină în față. Da, human slave. Yeah. Da, am încercat să postez ceea ce fac eu, fără să vin cu alte brizbrizuri, fără să încerc să ajut și ovalul ăla mare de tot felul de pozuțe cu scris și de tot felul de alte chestii care ne sunt simpatice și vrem să le arătăm mai departe. Și atunci cei care mă urmăresc și cei care se uită la ceea ce postez știu că ceea ce postez este exact ceea ce fac eu, văd eu, îmi place mie. Nu șeruiesc ceva făcut de cineva, că îmi place mie, m-a amuzat, hai să dau să rostogolesc mai departe. Okay. Asta înseamnă să umplu feed-ul unor mii de oameni. Cu absolut nimic. Nimic din punctul meu de vedere. Atenție, discutăm da, din corect. Punctul nostru de vedere. Poate o floricea este plăcută de mulți. Dar mie nu-mi place. Poți să o vadă în altă parte. Nu ești obligat să o dai mai departe. Exact. Da, postez foarte mult din rezultatele mele profesionale. Mai ales zona de mâncare. Spuneam la început că probabil am frigiderul plin în fiecare zi a săptămânii. Și la propriu și la figurat. Și la triplu. Da, și la propriu și la figurat. Prin Robin cu ce pozezi, știe. La figurat, cu ce-ți dorim noi ție, dulce da. Românie. Robin poate să mărturisească cât i-a mirosit frigiderul a fumătură o perioadă. Cinta fumătura ți-a plouat în gura. Haide cu iahnia, dăm cu veselia. Bă, deci, nu. Bun, eu nu pot să fac ură de slăbire cu tine la mine, lista de prieteni, adică. Deși că, să știi că și uitatul e un sport. Da, aruncat-o cu privirea. Da, asta a fost ceea ce am încercat să fac ca să mă detașez puțin el de ceilalți. Și mai este încă o chestie. În online toată lumea le știe pe toate. Suntem toți știutori, suntem toți părerologi și toți le știm pe toate, de la virus, la războaie, la extraterestri, la web design mai ales, la fotografie și mai ales. Și să ne aducem aminte de trenduri. De la Gigel Fotografii s-a ajuns la Gigi ca unghiuțe și sprâncenuțe. Înainte de asta era Gigel website ieftin sau cum se chema pe vremea respectivă
aibă chestia asta, toți băieții știau să facă un site. Adică toată lumea știa să instaleze o temă de WordPress, încă știu, stai liniștit. Celebrul băiat, am un băiat care. Băiatul care rezolvă, care, exact. care face pagina de contact, care nu e despre și după, tine. După fotograf, după unghiuțe, după make-up, am uitat make-up-ul, deși fetelor care faceți make-up și cu care lucrez, vă salut! Bine, le salutăm pe cele care nu au migrat spre OnlyFans. Corect, dar e o variantă bună de câștigat. Nu de alta, dar eu știu una care punea unghii și acum nu mai pune unghiile, unghiile le bagă. Și pe drept urmare, pentru că le bagă, o caută anaful, că ce să vezi, și-o lua acasă. Demarcat. Demarcat, bineînțeles. Digital. Bun. Și care probabil e conectat. Da. Asta am încercat să fac. Am încercat să nu neapărat să sugrum fluxul ăsta de, nu-i spun junk, îi spun de toate, ca la șaormă, cu de toate. Și am încercat să ofer și să pun vizual lucruri care eu personal cred că ar putea să... Să aibă tracțiune. Să aibă tracțiune, să placă. Ok, vrei să bălești la ora 11, probabil o să postezi ceva de mâncare de la unul din clienții mei și o să te uiți pe ecran și o să-mi lingi covrigul, că n-ai așa ceva de mâncare. Dar s-ar putea a doua zi, a treia zi să te gândești, bă, ia să merg eu la omul ăsta la restaurant, că totuși arată mâncarea într-un fel. Știi că din punct de vedere marketing este un procedeu care chiar are și un nume, se numește inoculare în avans. Ce faci tu? Manipulare perceptivă, sunt multe variante în care nu se poate prezenta. Că cuvântul manipulare în România are doar conotație negativă, nu există și latura pozitivă a manipulării. Manipulare e o chestie nașpa, e bau-bau, e rău absolut. Tuturor celor cu care lucrez pe fotografie și la curs și în realitate, ca și clienți, le spun următorul lucru. Ca fotograf, ca și creator de conținut, că da, o să revin și la treaba cu creatorul de conținut. Ca și fotograf sunt manipulator de percepție. Deci pot să iau un produs, pot să iau o stare, pot să iau un loc, un om și să-l prezint într-un anumit fel care să atragă o anumită zonă targetată în avans, deci știm exact cui ne adresăm. Corect. Dacă discutăm de un portret business, poate să zâmbească sau să nu zâmbească. Dacă nu zâmbește, se adresează unei anumite categorii. Dacă zâmbește prea mult, o să zică lumea că e ziua de salariu sau a doua zi după salariu și mai departe. Și există fine-tuning-uri, există șurubele de care se poate învârti și să schimbăm, să avem rezultatele pe care le dorim, dar sunt lucruri dorite, voite. Dacă eu pun o hamburger, o picătură, două de sos cu pipeta într-un anumit fel și pun lumina să lucească, sau pun două picături de apă, este ca să subliniez că bucățica de salată este proaspătă și te duce cu gândul la salata din grădină. Cine era vegetarian pe aici? Bob! Bob ține post de toată viața lui. Apă, paie și bătaie. Da, apă, paie și cu paiele sunt scumpe, să știi. Bătaia e ruptă de rai. Da, avem cu scrie și la manualul de instrucțiuni. Pe Bob îi iubim, nu. Deci o sfatul lui Bob, numărul 1, numărul 2, numărul 3 și numărul 5. Știi, mai nou și în iubire să mai bate. Nu există dragoste. Iubirea de mai multe feluri. Da. Lungă, scurtă, groasă. Și atunci... Atunci, dacă fotografiez, de exemplu, același trei hamburgeri cu aceeași frunză de salată, voi avea grijă să pun trei picături de apă ca să lucească, să dea senzația de proaspăt și pe tine ca și cumpărător să te facă să zici, mamă ce proaspătă e, sau bucata de carne care e scoasă din cuptor, o dau cu ulei, cu apă, cu sare, să lucească ca și când acum a ieșit, deși ea e preparată de acum 3 ore și talpă de pantof. Deci, există trucuri. Zi-mi un pic cu, uite, asta, vezi, inteligența digitală. Tu faci niște cursuri. Îți recunosc faptul că eu la un moment dat o să vreau să vin la cursurile tale, bine, trebuie să-mi permită și un pic timpul. Am avut norocul să fiu martorul la tot ceea ce înseamnă cursurile tale, de la T0, când ai început să faci prima dată treaba asta, și ușor, ușor au ieșit de acolo niște oameni care, a căror opere le-am putut vizualiza și pe acelea și am văzut ce se întâmplă. Nu o să te întreb de unde ți-a venit ideea, pentru că n-are sens. În schimb, vreau să te întreb altceva. E greu sau simplu să vinzi genul ăsta de curs de nișă într-o țară ca România, unde cu toții știm că educația e așa, e o chestie tabu. Adică, eu știu oameni care nu citesc și nu vor să citească. Deci, eu n-aș pune treaba că educația este tabu, aș pleca de la altceva. Suntem un popor de atot știutor și le știm pe toate.
Există relativ puțini oameni și îi apreciez foarte mult pe cei care vor să învețe și recunosc că vor să învețe și au nevoie să învețe, pentru că majoritatea și în zona fotografică știu, o să-mi iau, cum spune, o să-mi iau hate și o să-mi iarăși o să am frigiderul plin. Din păcate, businessul ăsta este plin de posesori de aparate foto de Black Friday, care și-au cumpărat un aparat mare și negru cu un obiectiv mai mare ca să impresioneze și peste noapte a devenit fotograf, pentru că aparatul are un negrișor, un chinez mic în aparat, cum spun eu la curs, care face lucrurile, o inteligență artificială care face lucrurile aproape bine în majoritatea situațiilor, dar sunt la fel de standard ca și ce face inteligența artificială. Dacă nu ai amprentă umană, nu. Dacă a fost ușor, eu cred că da. Din nou, este un curs legat de ceva ce eu fac. Fac pentru că îmi place. Am și zis, în momentul în care nu o să mai placă ceea ce fac, o să mă apuc de săpa șanțuri, nu știu, o să găsesc ceva care să-mi placă, deși eu muncă bănoasă, am înțeles, în ce mitiri chestia asta. Oho. E mai plătit, e mai câteodată instalatorul sau săpătorul de șanțuri câștigă mai mulți bani decât o fac așa. Eu sau tine. Fai, niște... și ai și ocazia să bei la muncă. Așa. Bun. Și... am avut cumva și norocul să vin dintr-un background de formare, hai să spun, formare profesională a adulților. Foarte multă vreme am făcut training cu adulții, training tehnic, training de vânzări și tot pe partea de IT, de server și de alte echipamente. Stai, de bilotică. Ai făcut training de vânzări, da, de IT? Da. În România? Da. Vorbim de țara asta, da? Da. Am lucrat în cadrul unor firme în care făceam educație, făceam training cu agenții de vânzări, tehnic să învețe să transforme o caracteristică într-un beneficiu, așa, pe scurt. Și de ce nu ai rămas? Adică nu, bine, lezne, înțeles de ce nu ai rămas, da? Pentru că prefer să fac ceea ce vreau eu. Dar stau și mă gândesc la o chestie, că avusesem un clinch la un moment dat cu un haplea pe TikTok, în care omul venea și le explica oamenilor ce înseamnă upsell, dar el le explica de fapt ce înseamnă cross-sell, știi? Și omul ăsta de care zic eu e unul din ăla, cum să zic eu, 70 de miliarde de follower, adică o chestiune de genul ăsta. Și crezi că o să vândă vreodată ceva la modul propriu? Bă, eu cred că vinde. Și spun și de ce. Pentru că dacă ai genul ăla de follower, există falsa impresie că dacă ai reușit să aduci genul ăla de oameni care te urmăresc, înseamnă că știi despre ce vorbești. Și aici, care parcă știu ceea ce vorbesc, de obicei nu fac și la modul practic. Pe TikTok sunt niște conturi pe care eu le urmăresc și cu unii dintre mașini împrietenit care au, nu știu, 1000-2000 de oameni. Bă, da, eu vorbesc de chestii, cum să zic eu, din care înveți, adică te îmbogățești. În momentul în care vezi 60 de secunde, 3 minute din ceva, rămâi cu o informație. Ceilalți au, da, milioane și... Exact. Și după aia vă pe ăsta, 50.000 de share-uri, exact, și explica omul ce înseamnă upsell. Și fii antenă ce înseamnă upsell după el. Știi ce înseamnă upsell? Nu. Înseamnă că în momentul în care tu te duci și îți cumperi o Dacie, ăla îți vinde și covorașele. Și cross-sell înseamnă că îți vinde o Dacie mai scumpă. Și am zis, bă, boss, am făcut video, mi-a luat cu hei, dar nu contează. Zic, bă, boss, știi, titlul spune tot. Upsell înseamnă că vinzi același lucru, dar cu alte caracteristici, mai premium și mai scump. Adică, Dacia Logan, tu vii pentru o Dacia Logan țeală, și îți vinde ăla cu aer condiționat cu 1000 de copo mai scump, da? Și dai seama, la Dacia trebuie și instalatorul. Corect. Să teacă, să repare. Cross-sell, cross, adică încrucișat, înseamnă că îți vinde și ceva pe lângă. Și acum stau și mă gândesc câți oameni își au lumină de la genul ăsta de guru magici pe care... care au urmăritori. Atenție, și după aia se trezesc. Ce, a, guru magic. Nu-i magic de la magic. E altfel de magic. Și după aia se trezesc, exact cum ai zis tu, în mediul online, părerologi, pentru că ei știu. Și cumva nu poți să-i acuz că bă, ei nu știu. De ce? Pentru că ei și-au luat informație dintr-un punct pe care îl considerau valid. Știi că există o grămadă de oameni care, părerologi și ex... nu expărorologi, cei care explică, mă rog. Explicărologi. Explicărologi, căutam cuvântul corect în română. Care pur și simplu deschid inteligența artificială, pun o întrebare și vorbesc 5 minute pe TikTok despre ce au citit ei acolo. Da, am văzut și eu. Am fost la cursuri, că și eu la rândul meu, înainte să ajung să deschid gura, și aici este o chestie, eu deschid gura despre lucrurile pe care le fac la modul practic. Este foarte ușor să discuți că ai auzit la unul și la altul și să devii un părerolog. În momentul în care discut despre niște lucruri pe care eu le fac și pot să le demonstrez și pot să le arăt, pentru că cei care mă cunosc știu că în general spun stai așa, că mi-e mult mai simplu să-ți arăt decât să spun. Așa fac și eu.
Este altceva, dar știu și eu de-a lungul timpului am fost să învăț de la alții și să văd idei și trenduri de la alții și m-am lovit de chestia asta pentru că vorbeau superb, dar citisem deja de 3 ori ce spuseseră în 3 cărți asemănătoare cu titluri diferite, era același lucru și erau de mot a mot, adverbam ce spuneau de acolo. În secunda care au trebuit să facă practic chestia aia, să-l filmul. Da, corect. Din păcate sunt foarte mulți. Iarăși, deci cum reușim să-i deosebim? Adică bine, nu noi, nu eu și cu tine, dar bănuiesc că la emisiunea asta se vor uita și niște oameni care sunt într-o fază incipientă a face business sau a face ceva în direcția asta și ei, bieții de ei, sunt asaltați. Este simplu. Caută rezultatele. Pentru că în momentul în care... Nu, stai, stop joc. Stai. E complicat să ajungi până acolo? Stai. Ai deschis, deci nu. Ai deschis cutia Pandorei. Care rezultate? Pandora, ești de aici? Pandora, unde e? Care rezultate când... Uite, zic la noi în web design, nu zic la alții. Orice, deci 9, hai să nu exagerez. 5, da? 5 din 10 site-uri pe care le văd și care vând ceea ce vând eu, dacă mă duc și caut cuiul de regulă nu există, dar dacă îl găsesc, iau la echipă, la despre noi, 10 oameni, 15 oameni și duc și verifici datele de la ANAF și au 0 oameni angajați. Na. Acum întrebarea este, care rezultate? Că marea majoritate... Uite, în domeniul meu este simplu. Uită-te pe ceea ce fac. Ești doritor, ai nevoie de fotografie culinară? Uită-te în portofoliul meu ceea ce fac. Ai nevoie de fotografie de produs? Uită-te la rezultatele mele. Dacă crezi că suntem pe aceeași lungime cu ce ai tu nevoie, deschidem discuția. De asta spun de rezultate și la tine. Iarăși amândoi am ajuns la o maturitate business mai avansată și ne selectăm clientela. Nici tu nu mai lucrezi cu cei care vor site-uri în platformele alea gata făcute, doar la template-ul și le-ai pus. Nici eu nu mai vreau clientul care nu știe, are o chestie mică și nu mă ajută pe mine să cresc ca fotograf și adică nu-mi provoacă inteligența, nu-mi provoacă, deși ok, și ăștia ne aduc de mâncare. Corect. Dar la un punct, amândoi am ajuns la punctul la care vrem și de mâncare, dar vrem să și creștem. Și s-a întâmplat cineva, s-a întâmplat vreodată să te copieze careva? Da. Și ce ai făcut? Adică dăm un sfat, că eu am o poveste aici. Am sunat un avocat. Și? S-a rezolvat? Da. Adică eu cumva nu am 100% încredere că într-o chestie de, nu știu, de drepturi, de proprietate intelectuală sau... Cel puțin la noi, la voi cumva lucru, la voi în zona de fotografie lucrurile sunt mai clare, adică na, dacă pozezi un lucru și poza e identică, e clar că e aceeași poză. La noi cumva sunt interpretabile. La noi dacă putem să facem amândoi aceeași poză în același film, cu același aparat, aceeași lumină și să fie asemănătoare pe pozele. Dar dacă cineva ia una din imaginele mele, în primul rând o va lua cumva redimensionată, nu o să o ia la rezoluție mare. Și atunci tu vii cu brutul și zici, băi, e de fapt poza aia. În brutul meu sunt scrise niște informații legate de cameră, de mură serială al camerei. Exact. Și atunci eu am camera facturată de la cameră, pot să dovedesc că este imaginea mea făcută de mine. Dăm un sfat, fii antenă. Provocare. Există o firmă dintr-un anumit oraș în care noi am avut activități, nu o să o dau cu subiect și predicat pentru că nu e ok și nu e frumos. Da, am avut oareși ce relații împreună. În momentul în care s-a terminat relația pe termen bun, noi ne-am lăsat site-ul nostru, varianta noastră a site-ului și nu știu dacă ai observat, dar noi în site-ul nostru am folosit niște elemente de design pe care noi considerăm că nu le-am gândit, adică nu ne-am dus să furăm, una dintre ele fiind acest minunat Gigel care e și la mine pe tricou și acolo la tine în spate și am folosit așa o schemă în asta cu niște statui, cu niște elemente de o anumită culoare în spate și ne-am trezit după vreo 6-7 luni de zile cu o copie a site-ului nostru luată de pe Wish. De niște oameni care știu cine suntem, că n-au lucrat cu noi. În faza numărul 1 m-am supărat. Că na, e firesc să te superi. În faza numărul 2 mi-a trecut. Și spun și de ce. Pentru că, 1, știu că n-am cum să demonstrez legal că oamenii s-au inspirat. Și oricum și dacă aș demonstra, nu le face nimeni nimic. Și 2, pentru că din punctul meu de vedere nu contează chestia asta. Pentru că cine ne știe pe noi și știe și pe ei, vedem clar, cu ochiul liber, că unul e Maybach și altul e Supernova. Te-ai gândit că s-ar putea să te ajute chestia asta? Da, nici n-a zis nimic. Tot într-un film legat de branduri, am avut o chestie foarte interesantă, educativă, despre niște genți pe care cineva le-a văzut vândute ieftin la un talcioc. Și a zis, stai un pic, m-a întrebat Vlad ce mănânc. Du-te, zică ce mănânc eu, Bob!
Zici tu lui Vlad să-mi ia și mie ce-și a lui. Mulțumesc. Eu nu înțeleg. Stai. Deci, Robin după noi în spatele cale. Dragul meu Robin, emisiunea asta trebuie să fie atât de liberă. Zi mai tare, zi. Orice mănâncă Vlad. Vlad! Nu se, Bobby, dai tu mesaj lui Vlad, te rog că mănânc orice mănâncă. E pozat de bine ce mănânci? Cred că da. Mănânc orice mănânci tu. Treaba asta o să apară și în video. Oamenii o să zică că o luat-o Marius cu randeaua. Îți mulțumesc și eu te iubesc. Non-gay. Apropo. Bun. Revenind la idee. Să știi că dacă ești copiat, înseamnă că ai ajuns undeva. Da, asta am zis și eu. Eu am luat-o ca o formă de, cum să zic eu, de... Deci în perioada asta rulează un film pe canalele astea cu filme pe la televizor. Așa, despre un anumit brand foarte cunoscut de haine și așa mai departe. Și unul din personaje găsește într-un tralcioc același produse, varianta chinezească sau turcească de la noi, ieftine. Și vine și le trăcește nervoasă. Domne, cum își permit ăștia să vândă? Care managerul firmei a spus, ar trebui să ne bucurăm că noi ne adresăm unor persoane cu bani. Cele fake sunt adresate celor săraci care nu își permit să-și cumpere ceva de la noi. Corect. Dar vor să aibă ceva care seamănă cu ceea ce avem noi. Corect. Deci din punctul meu de vedere, dacă cineva îmi copiază imaginea, pentru mine e o formă de flatare. E ca și am avut și o perioadă în care îmi găseam imagine pe site-urile și inclusiv pe OLX că sau alte site-uri de vânzare online, așa, în care își vindeau serviciile folosind pozele mele, după care își trăseseră frumușel watermark-ul sau blurasele sau tăiaseră poza. Și m-a bușit râsul, pentru că în realitate, în secunda în care clientul va merge la ei și va vrea să aibă ceva de genul ăla, nu vor avea. Poate. Noi am avut o experiență similară cu un deștept la un moment dat. Ei și-au pus... Noi am preluat un site pe care l-am refăcut, e o poveste de vreo 6 ani de zile. Am refăcut site-ul respectiv. Ăla era un WordPress obosit, noi am făcut un avion și oamenii ăia ăla de la agenția dinainte și-au pus în portofoliu ce făcusem noi, știi? Și intrai la ei pe site și vedeai, știi, pahar de hârtie, pahar de hârtie, pahar de pocal de aur, știi? Și le-a dat mail și le-a zis, bă, știți, nu e ok pentru voi, nu pentru noi. Da. Că omul o să vină și o să-ți ceară aia, iar tu aia nu o să poți să faci. Da. Și e nasol. Și evident a urmat un scandal, bă, că nu, că noi, că Badmec a fost clientul nostru. Și apropo, nu știu de ce suferă unii când le pleacă clienți. Eu n-am înțeles niciodată chestia asta. Pentru că revine la discuția cu mentalitatea clasică în care trebuie să faci bani și trebuie să ți păstrezi clienții în zona, în cerculețul tău de clienți, unde respiri clienți. Pentru că asta este educația de masă. Asta se învață la școală. La școală, dacă te duci și înveți la școală lucruri de genul ăsta și ieși în viața reală, te lovești de faptul că de fapt ești pierdut într-un spațiu pe care nu-l cunoști. Corect. În școala românească, și îmi pare rău să spun, există și școli bune, care au direcții bune, se teoretizează foarte mult și se teoretizează din manuale. În momentul în care ieși în viața reală, ceea ce ai învățat acolo nu prea se pupă. Am lucrat cu oameni care au terminat, de exemplu, zona mea de fotografie, au terminat artele, au terminat și erau doxă de istorie și de teoria artei. Și îmi țineau mie prelegeri, veniseră la curs și îmi țineau mie prelegeri la teorie ce capete mari și pătrate au. Și în momentul în care le-am zis, ok, uite, ăsta este aparatul, hai să vedem, s-a rupt filmul, pentru că nu puteau să coordoneze nici măcar cele trei reglaje între ele ca să băgat-o pe aia. Păi da, stai că nu e aparatul meu, am răspuns și la chestia asta, le-am pus să fie aparatul ăsta, vină cu aparatul tău. Eu mai aud de asta, știi, păi să ne măsurăm, păi nu, păi stai că n-am, știi, șlițul la mine, e complicat acum. Ce mai zic, că ce e mașina de întrebări? Nu mai întrebări, deci nu, după episodul ăsta schimbăm formatul emisiunii, Întreabă-mă tu pe mine ceva, ia, pune-mă o întrebare de-aia, dureroasă, răspund la orice. Nu este o întrebare dureroasă, este cum manageriezi, cum externalizezi lucrurile care nu țin de tine și de care ai nevoie. În ce sens? Business? Uite, păi da, business, de exemplu, în procesul business ai nevoie de fotografie, ai nevoie de filmare. Mamă, deci pot să-ți răspund. Jum. Deci ai nevoie de niște lucruri pe care tu nu le faci intern. Stai, ia o pauză. Da. Ai nevoie de hosting, ai nevoie de niște lucruri. Da. Deci tu faci site-uri. Iei niște elemente, le aranjezi frumușel și le prezinți. Dar nu tu faci elementele alea, nu băieții tăi stau și fac poze. Yep. Cum manageriezi partea asta de... Adică cum îmi aleg colaboratorii? Mai pe scurt. Da, într-o formă simplistă, da. O să zic de la hosting. Și e valabil pentru toate restul serviciilor.
în primul și în primul rând, mă uit foarte atent la cel de la care urmează să cumpăr, orice. Și prima chestie pe care încerc să o identific este cumva să aibă aceleași valori morale cu privire la client pe care le am și eu la clienții mei. Și o să spun un fun story. Pentru cine nu știe, în România există foarte puține firme de hosting românești. Nu prea mai există firme autohtone românești de hosting. De ce? Pentru că la un moment dat, acum câțiva ani de zile, a intrat în piață un jucător din Polonia, nu o să dau nume pentru că cu siguranță mă dau în judecată dacă le dau numele, care s-a dus la toți jucătorii micuți și le-a zis în felul următor: bă, noi vrem să vă cumpărăm. Unii au rezistat tentației și nu s-au vândut, marea lor majoritate s-au vândut și au ajuns să facă parte în același grup de firme. Nimic rău pun aici pentru că au venit cu niște servicii. Se vede, interfețele lor sunt toate la fel, cu culori diferite. Ei, noi la vremea respectivă lucram cu unii care se numeau HostVision, care erau foarte ok. Adică noi aveam o relație, cum să zic eu, nu minunat, extraordinară. Oamenii ăia ne ajutau, noi recomandam clienți încolo, în fine, și au fost cumpărați. Din secunda care au fost cumpărați, au făcut ceva structură și au început să nu mai fie atât de comunicativ cu noi. Și ne-am dat seama că se pierd niște lucruri. Și am zis, ok, hai să ne mutăm. Și am găsit pe alții, tot din Cluj, care se numeau ScaleWeb. Ne-am mutat la ScaleWeb. ScaleWeb, aceeași legătură cu clienții. Foarte mișto, foarte ok. Am mers cu ei un an de zile, până când după un an de zile, ce să vezi, surpriză, ori au fost cumpărați, ori s-au săturat să facă business-ul ăsta, ori și-au dat seama că nu fac față, au început să facă exact același lucruri, nașpa ca și eu. Nu mai răspundeau, site-uri picate, virus, spam-uri, la piața românească. Și am avut noroc. Am dat de o firmă care face parte din grupul ăsta, care se numește Hostico și este de la Sighetul Marmației. Și înainte să semnăm cu ei, înainte să decidem, da, uite, vrem să ne păstrăm o parte din jucării la voi pe servere, am interacționat. Bă, uite, ni s-a întâmplat asta, cum ne ajutați? Mă jur că în clipa asta, la capitolul hosting, sunt top. Adică nu văd altă firmă mai bună decât Hostico. Acum, când vine vorba de videouri și de foto și de, în general, de lucruri creative, e evident faptul că ceea ce a produs cel care urmea să vândă trebuie să se pupe cumva cu ceea ce am eu nevoie. Și atunci mă uit la calitate din punctul de vedere subiectiv al ochiului în care percep eu lucrurile. Dar pe partea altă, la fel, factorul definitoriu sau singurul factor care contează cu adevărat este cum rezonăm noi unii cu alții. De exact ce am zis la început. De-aia știu fotografi care sunt extraordinari, cu care eu nu o să lucrez niciodată, doar datorită faptului că au un caracter infect. De-aia știu videografi, oameni care filmează, cu care nu o să lucrez niciodată, din același motiv. Dar în același timp știu videografi, știu Robin, îl știu pe Ștefan Dobre, pe care îl salut, știu pe Mircea Ciucă, pe Siluc, adică cunosc oameni și încerc la fiecare proiect, când am o solicitare de genul ăsta, să zic, bă, uite, cu ei s-ar potrivi, păi ei s-ar potrivi lui Ștefan, hai să vorbim cu Ștefan, cu ei s-ar potrivi lui Robin, vorbesc cu Robin. Și, știi de ce ți-am pus întrebarea asta și scuză-mă că te întreb doar pentru că ești bărbat. Pentru că ai pus întrebarea cu inteligența artificială. Inteligența artificială nu va putea să facă diferența asta. Corect. Bine, mai e o chestie pe care nu o să poată să facă diferența, inteligența artificială. Cred că cel mai important motiv pentru care eu mi-aleg colaboratorii este că vreau ca, virgulă, colaboratorii aia să dea exact același nivel de calitate și aceeași experiență pe care o dau eu. Și atunci aici apare o schismă. Orice inteligență artificială ai avea tu, nu o să poată niciodată ea să pună într-o balanță dacă există semn de egalitate între ceea ce a dat Magic 5, ceea ce a dat Sorin, ceea ce a dat Robin, ceea ce a dat Loredan sau Marian. Tocmai asta spuneam, pe care nu poți să le... Nu, o inteligență artificială nu poate să le facă pentru că la finalul zilei ea trebuie să aleagă între 1 și 0. Corect. Ea nu vede nuanțele astea. Și da, pe termen lung o să fie un trend, va funcționa, va acapara o parte din piață. Probabil va crește și apoi va cădea ca orice trend și cei care fac lucrurile bine de mână, nu cu inteligența artificială, vor rămâne în continuare acolo. Deci, pentru că din punctul meu de vedere, ca fotograf, ca ITist, ca ce vrei tu să-mi spui, ăsta nu o să înlocuiască niciodată. Corect, deci doamnelor și domnilor, îmi pare sincer, o să vă anunț, dar ăsta a fost ultimul episod. Nu, adică, serios, nu mai are niciun sens. Dar, deci, bă, dacă știam, deci major, dacă știam, te chemam și eu la episodul 30, 40. Adică, acum avem două variante. Fie schimbăm numele emisiunii, fie schimbăm formatul,
Adică s-a distrus. Păi la episodul 30 o să te invite inteligența artificială pe tine la emisiune. Nu mă invită pe mine. nu mă invită, că știe că îi pun întrebări în alea. Dar nu, Robin, ce facem? Că avem o problemă. Mergeam la masă. Se finalizează mai repede de început. Zici că e coitus interruptus, sau cum se numește. No. Marius, mulțumesc mult de invitație. Nu e ultimul episod, dați că mai face. Doamne, nu mă băgați. Mulțumesc frumos că te-ai gândit să faci cele 3 episoade ale emisiunii. Totdeauna e bine să încerci în viață. Da, eu îți mulțumesc. A fost Sorin Petculescu, eu sunt Marius de la Inteligența Artificială. Magic 5, Sorin... SorinPetculescu.ro, e simplu, Sorin Petculescu. Earth Production, să știi. Art digital, cum am zis? Artificial. Artificial, whatever, hai, pa!